Dumnezeu a spus tot, dar oamenii nu țin pasul. Au rămas în urma pașilor mielului. N-au practicat, nu s-au rugat, nu s-au supus. N-au renunțat la ce trebuiau să renunțe. Deci să meargă la banchet nu are sens. Oamenii nu și-au făcut datoria deloc. Totul depinde de ce face și spune Dumnezeu. Omul e folositor, nu poate lucra cu el. Dumnezeu a rostit sute de mii de cuvinte, dar oamenii nu le-au pus în practică. Să te poate face Dumnezeu și cum îl poate mișca. Oare cum îndrăznesc reperii să-i admire cuvintele și să mănânce din mâncarea lui? Unde le este conștiința? Ei nu și-au îndeplinit nici îndatoririle de bază. Oare nu trăiesc ei? Practică, e clar ca lumina.